Bună seara și bine v-am regăsit la monitor. Sunt Diana Brădean și vă prezint câteva dintre știrile zilei pe scurt. Anchetă DNA cu privire la un caz de evaziune fiscală și fraudare a fondurilor europene. Un cântăreț de muzică populară sârbească din Banat a fost ridicat de mascați. Șef de șantier bătut de un șofer nemulțumit. Coadă cu sute de tiruri la Vama Nădlac. Procurorii DNA Timișoara au descins în această dimineață la patru locuințe din Arad, care aparțin unor oameni de afaceri și primarului din localitatea Zăbrani, Marian Toader. Anchetatorii susțin că afaceriștii au reușit să obțină fonduri europene pentru înființarea unei culturi de viță de vie pe o suprafață de 200 de hectare de teren. Aceștia au intrat într-un parteneriat public-privat cu primăria din Zăbrani. Potrivit proiectului, trebuia curățat mai întâi un teren pe care mai apoi să fie puși butași, pe care i-au cumpărat de la un italian. Afaceriștii însă nu doar că n-au realizat lucrările din proiect, ba chiar au făcut cheltuieli fictive, manevră cu ajutorul cărei au fraudat fondurile UE. În plus, primarul din Zăbrane avea să primească o recompensă de 50 de hectare de teren gata cultivat cu viță de vie. Am înțeles că ați primit 50 de hectare de teren. Haideți să fim serioși. Domnul primar, afaceriștii sunt asociația Mihaelei Borcea? Nu știu în primul rând despre ce afaceriști să vorbește. Cei care au luat terenurile de la Zăbrane. Sunt mai mulți asociați în societatea respectivă. Ați primit 50 de hectare de teren de viță de vie cultivat? Repet, am răspuns la întrebarea asta. Haideți, mulțumesc. Poftiți? Știați de nereguli? Nu sunt nereguli. Procurorii DNA Timișoara îi cercetează acum pe toți pentru constituirea de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și fraudare de fonduri europene. Primarul din Zăbrani și cei trei oameni de afaceri sunt în acest moment audiați la sediul Direcției Naționale Anticorupție Timișoara. Plantați viță de vie sau ce ați făcut până la urmă? Da, sigur că se vorbește de fraudare a fondului. Nu este vorba nicio fraudare, investiția este făcută. Ce a făcut primarul cu terenurile, nu știu, nu mă privește. V-ați adevărat că i-ați promis 50 de hectare de teren primarului? Nu i-am promis, le-a luat. Le are. Le-a luat cum adică? Le are, sunt ale lui. Prin ce mod le-a luat? Le-ați dat dumneavoastră sau cum s-a întâmplat? Nu le-am dat, că nu sunt proprietar, nici n-am fost. În presa mondenă au apărut articole care titrează că Mihaela Borcea și Marian Toader trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din anul 2012, la un an după ce a divorțat de Cristi Borcea, fostul acționar al echipei de fotbal Dinamo București. Două vești pentru arădeni, una bună, alta mai puțin plăcută. Vestea bună este că Aradul continuă să depășească trendul național în ceea ce privește scăderea numărului șomerilor. Din păcate însă, tot statisticile arată că marea majoritate a celor care își găsesc de muncă intră pe o piață unde salariile sunt sub media națională. Șomajul a scăzut la nivel național, spun cifrele date publicității de Institutul Național de Statistică și de filialele județene ale acestuia. La finele lui martie, în România erau înregistrați 485.000 de șomeri, cu aproape 20.000 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea procentuală a numărului de șomeri este de 0,2%. La nivelul județului Arad, procentul șomerilor a scăzut chiar și mai mult, de la 3,2% în martie 2014 la 2,7% în martie 2015. Și în ceea ce privește salariile, cifrele sunt pozitive. În ceea ce privește veniturile, la finalul lui martie, salariul mediu brut era de 2.529 de lei, cu aproape 200 de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2014. Și la Arad, salariul mediu brut a crescut de la 2.081 în martie 2014 la 2.216 în martie 2015. Din păcate, se observă însă că județul Arad rămâne sub media națională în ceea ce privește salarizarea. O explicație pentru acest fapt ar putea fi aceea că jumătate dintre salariații din județul Arad, adică peste 60.000, sunt angajați în sectorul industriei și construcții, cel care la nivel național este printre cele mai slab remunerate, alături de cele din agricultură, activități culturale sau turistice. La nivel național, cele mai mari salarii, cu o medie de peste 5.000 de lei brut lunar, se înregistrează în sectoarele asigurări, intermedieri financiare și transporturi aeriene. Un cântăreț de muzică populară sârbească din Banat a fost ridicat de mascați. Bărbatul, care deține un club de noapte în Timișoara, este acuzat că și-ar fi obligat angajatele să se prostitueze. Părinți.
Trupele speciale ale poliției au descins mai întâi la vila omului de afaceri situată într-un cartier rezidențial din localitatea Șag, de lângă Timișoara. Ofițerii de la crimă organizată au percheziționat casa unde locuiește patronul sârb și mașina acestuia. Și fac oamenii datoria. Cum și dumneavoastră vă faci datoria, cum îmi fac și eu datoria și dânsi își fac datoria lor. Ce v-au spus? Ce caută? Acum văd că... Nu mi-au spus nimic, caută. Și nu știu ce caută. Dar le pun la dispoziție ca să... că n-am ce ascunde. Altă întrebare. Despre acuzațiile de... Ce acuzații? Proxenetism, prostituție, am înțeles noi. Știți păi, ceva? Eu știu că am bar de noapte de 23 de ani. Și proxenetism și prostituție nu-i la mine în bar. Și știți dumneavoastră și toți cei care vă urmăresc canalul dumneavoastră știu unde și când și cum se... manifestă genul ăsta de activitate și mulțumesc frumos. Chiar dacă patronul neagă acuzațiile, oamenii legii spun că au probe solide împotriva cântărețului. Încă din 2012, omul de afaceri ar fi obligat mai multe fete să întrețină relații sexuale cu clienții, ca să le constrângă bărbatul de amenința și chiar le viola, susțin surse din rândul anchetei. Două angajate au depus plângeri împotriva lui. Hai, ce frumoasă sunt! Și eu! De ce a venit poliția? Poate? De ce a venit poliția? Nu știu și nici nu mă interesează. Patronul împreună cu doi angajați ai săi sunt acum cercetați pentru trafic de persoane, viol ca mijloc de constrângere și constituire de grup infracțional organizat. Traficul rutier a fost astăzi deviat de la Nădlac spre Arad de pe DN7 pe autostrada A1 din cauza unei coloane de camioane care se întindea pe o distanță de 10 km. Automarfarele au staționat pe șosea pentru controlul la graniță. Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră Arad, coloana de automarfare s-a format luni pentru că în Ungaria a fost a doua zi de rusalii catolice și nu a fost permisă circulația vehiculelor cu o capacitate de peste 7,5 tone, măsură care este valabilă în weekend și de sărbătorile legale. În această dimineață, sute de camioane au așteptat pe marginea DN7 să iasă din țară, o coloană de 10 km fiind formată la intrarea în orașul de frontieră Nădlac. Patronul unui magazin alimentar este hotărât să găsească hoțul care i-a prădat afacerea. Oamenii legii nu au reușit să-i dea de urmă, așa că păgubitul a postat pe internet imaginile surprinse de camerele de supraveghere. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, hoțul pare un client obișnuit. Are un coș în mână și dă târcoale rafturilor cu marfă, pretinzând că este interesat să cumpere. Singurul detaliu care îl trădează este șapca de pe cap, care îi ascunde chipul. Bărbatul a găsit o metodă ingenioasă să înșele vigilența angajatelor. Priviți cum ia de pe raft două pachete cu hârtie igienică pe care le așează apoi lângă intrare. Ca să nu dea nimic de bănuit, individul trece cu coșul gol prin fața casei de marcat. Se preface că vorbește la telefon și fură marfa pe care și-a poziționat-o strategic lângă ușa magazinului. După numai câteva minute, individul se întoarce la cumpărături. De data aceasta este înarmat cu o sacoșă, pe care o umple ochi cu alimente. Prin aceeași metodă, hoțul reușește să dea din nou lovitura. Magazinul este situat în centrul orașului Sânt Nicolau Mare. Hoțul a dat lovitura ziua în amiaza mare la începutul lunii aprilie. Cu toate că a fost surprins de camerele de supraveghere din toate unghiurile, polițiștii nu l-au prins. Disperat că ar putea să fie prădat din nou, patronul a postat imaginile pe internet, în speranța că cineva o să-l recunoască. Sanitas solicită creșterea cu 10% a salariului pentru angajații din sănătate din 1 septembrie. Ne spune mai multe despre solicitările sindicaliștilor Georgiana Țentea. Liderii organizațiilor Sanitas la nivel de județ au mandatat biroul executiv să negocieze cu guvernul majorarea cu 10% față de salariul de bază a angajaților din sănătate începând cu data de 1 septembrie. Acestea spun că dacă nu se va ajunge la un numitor comun cu reprezentanții guvernului pentru alocarea acestor bani necesari majorării salariilor, aceștia vor ajunge la ample manifestări sindicale. La începutul lunii aprilie, ministrul Muncii, Rovana Plumb, a propus scoaterea salariului salarizării asistenței sociale și a sănătății din legea unică de salarizare și elaborarea unei legi care să prevadă clar salarizarea angajaților din sistemul sanitar. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Un șef de șantier din Maramureș a fost agresat de un șofer nervos. Din ce cauză, aflați după rubrica Meteo.
bun găsit! Și astăzi s-a păstrat instabilitatea atmosferică în majoritatea regiunilor. Codul galben ce vizează intensificările vântului și posibile inundații s-a prelungit până în această seară la ora 20, iar regiunile Maramureș, Crișana, Transilvania sunt sub avertizare meteorologică. La noapte, instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în primele ore ale nopții, în Maramureș, Transilvania, jumătatea de vest a Munteniei și nordul Moldovei, dar și în zona montană, prin înorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât pentru un moment, în câteva minute revin cu alte detalii despre starea vremii. Se îngroașă gluma pe drumul oaselor din Maramureș. Oamenii nu mai au răbdare pe tronsonul cuprins între Baia Sprie și Bârsana. După ce în luna martie câțiva localnici au distrus podețe și au furat tuburi de pe traseul aflat în plină reabilitare, acum inginerul șef a fost luat la pumni și picioare de un șofer supărat să-și aștepte rândul în coloana formată la unul dintre semafoare. Circulația se desfășoară cu dificultate pe cei aproximativ 70 de kilometri care leagă Baia Sprie de Bârsana. Inginerul șef al lucrărilor a fost agresat de un șofer prea grăbit, în timp ce se afla la Șișești, la kilometrul 10. Aflat într-o autoutilitară, bărbatul a coborât și l-a lovit cu pumnul, nemulțumit că trebuie să respecte indicațiile piloților de trafic și să aștepte la semafor pentru a nu provoca deteriorarea asfaltului proaspăt turnat. Din păcate, un personaj, că mi-e greu să-l numesc om, a fost foarte revoltat de faptul că a stat prea mult la semafor și a agresat fizic inginerul responsabil pe acel tronson de la firma constructoare. Ori acest mod de manifestare este absolut inacceptabil, au fost sesizate organele judiciare și sper să primească ceea ce merită, pentru că nu putem să tolerăm un asemenea comportament, oamenii trebuie să lucreze, oamenii trebuie să-și facă treaba acolo, avem un termen limită foarte strâns pentru finalizarea acestui proiect și dacă nu suntem cu toții toleranți să ne acceptăm așa cum suntem noi, că muncim și cei care circulă pe acolo să înțeleagă că pentru dânsii facem treaba asta și pentru noi toți care circulăm pe acolo, nu va fi bine. Proiectul de reabilitare a drumului devenit coșmar în toată regula pentru șoferi a fost de la bun început cu probleme. Lucrările la drum au fost oprite în 2012, atunci când s-a reziliat contractul cu firma constructoare și au fost reluate la finele anului trecut cu o altă societate. Investiția trebuie finalizată obligatoriu până la finele acestui an. Atunci când se lucrează, e normal să fie și întreruperi de trafic, după cum și devieri de trafic și circulație pe un singur sens. Nu e bine nici când se lucrează, nu e bine nici când nu se lucrează. Nu se poate finaliza acel drum decât muncind. Dar dacă muncim, evident, pe un sens, va fi acolo unde situația o cere, întreruptă circulația. Autoritățile îndeamnă la calm, avertizând totodată că sunt necesare anumite restricții de circulație pe tronson, pentru ca asfaltul proaspăt turnat să nu fie deteriorat. La Arad, cei care vor să se căsătorească vor spune da la teatru, nu pe scenă, ci într-un spațiu care acum se va amenaja ca și casă de căsătorii. Este pentru a doua oară în ultimii ani când spațiul acestui serviciu se schimbă. Motivul este același, clădirea se află într-o stare avansată de degradare și urmează să intre în reabilitare. De la Palatul Cenad la Teatrul Clasic Ioan Slavici via Palatul Cultural. Nu este un traseu turistic din Arad, ci periplul casei de căsătorii arădene, cea care începând cu această vară se va muta din Casa Muzicii în cea a teatrului. În ședința de consiliu din această săptămână se va propune consilierilor să aprobe mutarea casei de căsătorii din actuala locație de la Filarmonica de Stat în incinta Teatrului Clasic Ioan Slavici, într-un spațiu de la parterul imobilului, care are acces, intrare și ieșire separată de activitatea artistică. Este necesară această măsură, având în vedere că Palatul Cultural și Sala Filarmonicii vor intra în reabilitare.
Spațiul identificat de primărie în clădirea Teatrului Clasic Ioan Slavici a deservit mai de mult un local, un bar, însă de câțiva ani de zile se află în paragină și tocmai de aceea, așa după cum vă puteți vedea în spatele meu, în prezent se desfășoară lucrări de reabilitare și redimensionare a lui pentru a fi, putea fi folosit în nou scop amintit. Tocmai de aceea încă nu este precizată o dată fixă pentru de la care vor începe să se oficieze căsătorile aici, aceasta ținând de ritmul lucrărilor de reabilitare, însă ea va fi anunțată în timp util pentru ca cei care au nevoie de acest spațiu să poată să își programeze din timp evenimentul. Asta, bineînțeles, dacă și consilierii arădeni vor fi de acord și vor vota acest proiect. Ședința de Consiliu în care va fi supus la vot acest proiect va avea loc vineri de la ora 12 în sala Ferdinand a Palatului Administrativ din Arad. Elevii care vor susține examenul de bacalaureat vor fi supravegheați și audio. Cu o lună înainte de începerea examenului de maturitate, mai marii Ministerului Educației doresc să introducă pe lângă sistemul de supraveghere video și unul de înregistrare audio. Ghinionul de a fi ascultați la bacalaureat va pica numai pe 5% dintre elevi în școlile unde camerele video pot capta și sunetul din sală. Ceilalți ar putea fi salvați de proasta finanțare a școlilor. În școlile în care tehnica permite acest lucru, elevii vor fi monitorizați și audio la bacalaureat. O măsură luată pe ultima sută de metri de Ministerul Educației pentru a fi siguri că rezultatele sunt cele reale. Este evident că această măsură urmărește să sporească corectitudinea și, până la urmă, siguranța că examenul se desfășoară în mod corect. Numai că la nivelul școlilor acest lucru, dacă într-adevăr se implementează așa cum dorește ministerul, va necesita costuri suplimentare, pentru că ceea ce avem noi în școală nu face față, adică ne trebuie alte camere și asta presupune încă vreo 4-5 mii de lei alocați pentru acest lucru. Ghinionul de a fi ascultați la bacalaureat va pica numai pe 5% dintre elevi. În școlile unde camerele video pot capta și sunetul din sală. Ceilalți elevi, cel mai probabil, vor fi salvați de proasta finanțare a școlilor. Ca dascăl, nu pot să o văd decât fiind benefică, până la urmă trebuie să se simtă supravegheați, dar în aceeași măsură trebuie să recunosc că ar trebui să aibă același comportament și dacă n-ar fi camerele pe ei, pentru că la urma urmei elevul se duce acolo să-și verifice niște cunoștințe, trebuie să fie conștient de faptul că nu are dreptul să fraudeze, pentru că în felul acesta, nu știu, nu-și are sensul. Ceea ce se întâmplă la final de clasa 12 trebuie să fie o încununare a ceea ce a învățat el de-a lungul a 12 ani de școală. Conform ministerului, subiectele vor fi mai clar formulate pentru elevii care vor susține acest examen. Cert este că cei care au dat dovadă de seriozitate și au învățat pe parcursul anilor de liceu se vor desfășura fără probleme. Din punctul meu de vedere, ei poate să facă orice. Pe mine nu mă deranjează. Eu o să continui și o să scriu, nu o să copiez la bac sau așa, o să scriu tot ceea ce știu și așa. Într-un fel este bine, este foarte sigur, pe lângă că vede și aude. Nu pot să zic că sunt contra sau de acord, dar nu am nimica. Îi accept, oricum știu că nu pot să influențez cu nimic sau nu pot să schimb nimica. Din punct de vedere, poate mai bine așa. După părerea mea, nu cred că ar trebui să ne facem problema atât timp cât am învățat ceva. Despre cei care nu au învățat, însă, sunt de părere că mai bine nu se prezintă la probă decât să aibă vreo surpriză, să-i scoată afară din bac. N-are de ce să afecteze oamenii care se pregătesc așa cum trebuie pentru acest examen. Deci este, din punctul meu de vedere, este o măsură bună. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, înscrierea pentru examenul de bacalaureat 2015 are loc până în data de 29 mai. Absolvenții de liceu se vor prezenta la examen începând cu data de 8 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Serviciul de investigații criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Arad vă oferă oportunitatea de a deveni detectivi particulari. Condițiile sunt destul de accesibile. În fiecare an, Inspectoratul de Poliție Județean Arad organizează trimestrial examen de atestare a calității de detectiv particular. De la apariția legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular,
De asemenea, pentru relații suplimentare, persoane interesate sunt îndrumate să apeleze la serviciul de investigații criminale, la secretariat. Inspectoratul de Poliție Județean Arad organizează din data de 19 iunie un examen de atestare a calității de detectiv particular. Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să respecte criteriile de admitere, să aibă cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ori ale Spațiului Economic European, să aibă finalizate cel puțin studii medii și să fie absolvent al unei școli post-liceale de detectivi sau să fie îndeplinit funcția de polițist, ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale, ori absolvent al unei instituții de învățământ superior, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, să nu desfășoare o activitate care implică exercițiul autorității publice, să obțină avizul Inspectoratului de Poliție Județean Arad sau al DGPMB după caz, să promoveze examenul de atestare a calității de detectiv particular. De asemenea, singurul criteriu strict este ca înscrisul să aibă domiciliu în județul Arad. Arădenii nu par prea încântați de acest domeniu și au o altă opțiune. Ai auzit de cursul de detectiv care va începe la Arad? Nu știu. Chiar interesau astfel de specializare? Sincer, nu cred. De ce? Nu mă pasionează. Nu, n-am auzit. Te-ar interesa o astfel de formă de specializare? Nu. De ce? Cred că nu mă pasionează domeniul. Nu am auzit. Te-ar interesa să urmezi o astfel de specialitate? Nu, sincer nu. De ce? Pentru că am alte priorități acum, am bacalaureatul și nu mă pot ocupa de altceva. Tu ce părere ai? La fel ca ea, suntem colege de clasă, tocmai de asta. Ce ți se pare atât de rău sau poate de ce nu te atrage acest domeniu? Pare rău, este o oportunitate și e foarte ok, doar că momentan să mă rezolv pe planul acesta și eventual după. Chiar și așa, pentru cei interesați, detaliile suplimentare vor fi afișate pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Arad. 6 persoane bănuite de contrabandă cu țigarete netimbrate au fost reținute de polițiștii arădeni. Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că în perioada septembrie 2014-mai 2015, cele 6 persoane cu vârste cuprinse între 39 și 59 de ani din județul Arad ar fi dezvoltat un mecanism prin care ar fi fost achiziționate țigarete de contrabandă din Republica Moldova, Serbia și Ucraina. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Arad au reținut 6 persoane bănuite de infracțiuni de contrabandă cu țigarete netimbrate. Din cercetările efectuate s-a stabilit că cele 6 persoane cu vârste cuprinse între 39 și 59 de ani din județul Arad ar fi dezvoltat un mecanism prin care au fi fost achiziționate țigări de contrabandă din Republica Moldova, Serbia și Ucraina. De asemenea, în urma cercetărilor s-a stabilit că țigările achiziționate ar fi fost comercializate pe raza municipiului Arad, fiind ridicate în vederea confiscării până în prezent pe 173.000 de țigarete. De asemenea, s-a stabilit că ulterior țigaretele de contrabandă ar fi fost comercializate în special către vânzătorii de astfel de țigarete din piețele agroalimentare de pe raza municipiului, fiind ridicate în vederea confiscării până în prezent 173.160 de țigarete. Persoanele în cauză au fost reținute de polițiști pe baza de ordonanță pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cultivatorii de căpșuni se plâng că sunt duși la sapă de lemn de către bișnițari și importuri. Speculanții cumpără kilogramul de căpșuni direct de la producători pe sume de nimic și ajung să îl vândă scump în piețele din țară. În plus, importurile au ajuns să sufoce producția internă, iar cultivatorii riscă să rămână cu recolta nevândută. Deși localitatea Halmeu din Satu Mare produce 3 pătrimi din căpșunile care ajung în piețele din țară, producătorii sunt departe de a fi mulțumiți. După ce tocmesc zilierii și scad din venituri investițiile, aproape că rămân fără bani în buzunar. Iar în piețele din țară, producătorii nu prea mai au loc. Savoarea nu găsești în toată țara ce este căpșuna din Halmeu. Este foarte bun, la noi este solul care la căpșune îi place cel mai bine. Ce fel de sol? Despre ce sol este vorba? E ceva vulcan? Nu, este un sol nisipos, luto nisipos, care îi place foarte bun la căpșuni. Cum
cum e piața în momentul de față? Cu ce vă confruntați? Aveți piața de desfacere? Da, acum avem o problemă mare cu piața de desfacere. Producția avem foarte bună, dar nu avem la cine să vindem. A căzut foarte rău prețul. Nu știm de ce cauză, importurile s-au dublat sau ce s-a întâmplat. Din 3 zile a coborât căpșunul la 3 lei. Pe lângă faptul că trebuie să lupte cu comercianții pentru a primi un preț bun, piețele sunt invadate și de căpșune aduse din import. Prețul scade și mai mult, iar producătorii efectiv rămân și fără mica piață de desfacere pe care o aveau înainte. Importurile practic au prăbușit prețurile. Cade prețul foarte mult, dar nu e așa de bun ca și al nostru, fiindcă ăla e numai tare, are aspect, dar gust nu are. Deci asta e a tu practic? Da, da, da. Da. Gustul și aspectul, că de acum deja sunt mai multe sortimente. Disperați că ar putea să-și piardă producția, cultivatorii cer ajutorul autorităților. Dar în primul rând astăzi doresc să felicit în mod deosebit producătorii de căpșuni din localitatea, din comuna Halmeu și din întreg județul Satu Mare, să le mulțumesc pentru modul cum știu să ne promoveze județul prin calitatea produselor lor, pentru că oricine ar vrea să renege faptul că în județul nostru, la Halmeu, în județul Satu Mare, se cultivă cele mai bune, cele mai autentice căpșuni, ar fi cel puțin răutăcios dacă n-ar recunoaște acest lucru. Eu vă mulțumesc, știu, vă cunosc problemele, știu frământările, știu necazurile dumneavoastră, dar vă asigur că eu, în calitatea de prefect, de reprezentant al Guvernului României în teritoriu, voi fi alături de dumneavoastră, instituția prefectului este alături de dumneavoastră, în așa fel încât să vă faceți viața mai ușoară. O soluție a fost oferită de subprefectul județului, care propune înregistrarea căpșunelui de Halmeu, așa cum s-a întâmplat și cu lubenița de Dăbuleni. În plus, prezența unui procesator ar putea ajuta la valorificarea producției. Până atunci, producătorii de căpșune vor trebui să se lupte atât cu bișnițarii, cât și cu importurile. PNL încearcă să schimbe guvernul la începutul lui iunie, nu prin mobilizare de stradă așa cum s-a mai întâmplat în România, ci prin moțiune de cenzură. Asta pentru că, spun liberalii, executivul și-a încălcat o promisiune, aceea de a adopta cât mai repede o lege care să reglementeze votul prin corespondență. Pentru ca moțiunea să reușească, PNL are însă nevoie de voturi și de la alte partide. PNL acuză guvernul că boicotează prin amânări nejustificate adoptarea legii privind votul prin corespondență. Faptul că la 6 luni de la alegeri promisiunea făcută alegătorilor din diaspora nu a fost respectată i-a determinat pe liberal să depună o moțiune de cenzură pentru căderea guvernului. Au trecut 6 luni de la alegerile din 16 noiembrie 2014 și, din păcate, promisiunea pe care a făcut-o întreaga clasă politică și cei care au pierdut atunci, respectiv domnul Ponta și PSD-ul, promisiunea că vor rezolva problema pentru ca românii din afara țării să poată vota așa cum prevede Constituția României. Această promisiune nu a fost respectată, deși Partidul Național Liberal a depus încă din luna martie un proiect pentru legea votului prin corespondență pentru a rezolva această problemă a votului românilor, fraților noștri care trăiesc în afara țării. Textul moțiunii va fi trimis tuturor grupurilor parlamentare, deoarece voturile liberalilor nu sunt suficiente pentru succesul moțiunii. Cei de la PNL speră să se repete scenariul de la proiectul dublării alocațiilor pentru copii, când alături de liberali au votat și numeroși parlamentari de la alte partide. Sperăm să reușim să creăm o majoritate în Parlament. Sigur, mai avem nevoie cam de 100 de parlamentari, 100 de voturi în plus față de cele pe care le are astăzi Partidul Național Liberal. Sperăm ca și celelalte partide să fie alături de noi, sau măcar în parte parlamentare ai partidelor care sunt astăzi la putere, pentru că, așa cum am spus, este o problemă foarte importantă și credem că boicotarea, amânarea ei este făcută voit de către Victor Ponta și PSD. Moțiunea de cenzură înaintată de PNL va fi dezbătută în Parlament în data de 5 iunie. Excelența sa, ambasadorul României în Ungaria, a fost astăzi oaspetele de onoare al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Acesta a luat parte la o discuție cu cadrele universitare, după care a susținut o conferință cu studenții Facultății de Științe Umaniste. Accept în numele echipei pe care o conduc la ambasadă. După cum bine spuneați dumneavoastră, există deja o tradiție de colaborare între această universitate care îmbogățește lumea academică a Aradului și a întregii României.
Există o tradiție de colaborare între ambasadă, Consulatul General al României la Seged și Consulatul General al României la Giula cu Universitatea de Vest Vasile Gorgeș din Arad. Întotdeauna ne-am simțit sprijiniți în activitatea noastră la rețeaua diplomatică românească din Ungaria, atât pe linia întăririi colaborării între instituțiile academice dintre cele două țări, dar mai ales în programele de sprijinire a păstrării identității culturale lingvistice. Vizita a încântat Universitatea de Vest Vasile Goldiș, deoarece între România și Ungaria există o colaborare excelentă, în special între facultăți. Numeroase proiecte transfrontaliere au fost încheiate cu universități și licee de la Giula, unde Universitatea Arădeană este recunoscută pentru meritele sale. Din partea Senatului Universității de Vest Vasile Goldiș am acordat distincția Medalia Jubilară de Aur cu prilejul împlinirii a 25 de ani de existență a universității noastre pentru aportul pe care ambasada din Ungaria, în colaborare cu cele din consulatele de la Seged și de la Giula, le-a adus în strângerea relațiilor cu universitățile din Ungaria în cadrul unor programe transfrontaliere și a derulării unor proiecte de cercetare pe care le avem realizate cu sprijinul universităților din Ungaria. Ambasadorului i-a fost acordat un premiu distinctiv pentru realizările sale și pentru implicarea de care dă dovadă în mediul academic româno-ungar. Universitatea Arădeană va recunoaște mereu personalitățile care aduc un plus la dezvoltarea instituției educaționale și pentru faptul că sunt răspândite informații și peste hotare. Care este prognoza meteo pentru ziua de mâine? Vă spunem chiar acum. În Oltenia, vremea se menține în general instabilă și apropiată de normele termice ale perioadei. În cursul zilei, cerul va prezenta înorări temporare, când local vor fi ploi și averse. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări locale din sector vestic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade. În Muntenia, regimul termic se va situa în jurul celui normal, iar înorări și local averse și descărcări electrice vor fi în a doua parte a zilei, dar mai ales noaptea. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade în subcarpații de Curbură și în Bărăgan. În Dobrogea, vremea va deveni în general instabilă, cerul va fi temporar noros. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, local în cursul după amiezei și pe arii extinse noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 27 de grade. În Moldova, vremea va fi în general instabilă și se va răci față de intervalul precedent, mai accentuat în nordul regiunii. Cerul va fi noros și pe spații extinse se vor semnala averse, descărcări electrice și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate, iar temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării, cerul va fi mai mult noros și temporar se vor semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Noaptea, aria precipitațiilor se va restrânge. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări izolate. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade. În Maramureș, vremea va fi în general instabilă și va continua să se răcească ușor, devenind răcoroasă. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse, îndeosebi în cursul zilei și al serii, vor cădea ploi cu caracter de aversă ce pot fi însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 16 grade. În vestul țării, vremea se va răci accentuat, devenind rece pentru această dată și se va ameliora treptat sub aspectul precipitațiilor. Pe arii extinse în cursul zilei se vor semnala averse, însoțite izolat de descărcări electrice. Noaptea, aria precipitațiilor se va restrânge treptat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 16 grade. Aflați în câteva minute care va fi situația vremii pentru următoarele zile.
Bulgaria, Grecia și Turcia, care se confruntă cu un val de imigranți ilegali, au semnat un acord pentru înființarea unui centru de contact comun pentru controlul la graniță. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne de la Sofia. Centrul va începe să funcționeze pe teritoriul bulgar, la punctul de trecere a frontierei Capitan Andreevo, la granița cu Turcia. Acordul are nevoie de aprobare parlamentară în Grecia și Turcia pentru a intra în vigoare, în timp ce în Bulgaria are nevoie doar de aprobarea guvernului. Centrul ar urma să contribuie la îmbunătățirea coordonării eforturilor celor trei țări pentru combaterea imigrației, crimei organizate și terorismului. Nu putem face față acestor provocări fără să cooperăm unii cu alții și fără să facem schimb de informații, a declarat ministrul bulgar de interne, Rumiana Baciorava, la ceremonia de semnare a acordului la Sofia. Acest sector al graniței externe a Uniunii Europene este extrem de sensibil pentru presiunea exercitată de imigranți, a precizat aceasta, adăugând că un astfel de acord tripartit este semnat pentru prima dată de Bulgaria, Grecia și Turcia. Documentul demonstrează că cele trei țări sunt hotărâte să ia măsuri împotriva imigrației ilegale prin eforturi comune, a declarat și ministrul de interne grec, Ioannis Paonis. Centrul de contact comun va facilita cooperarea între noi. Prin autoritățile sale de poliție și vamale vom face schimb de informații în timp real și vom putea reacționa în mod adecvat față de imigrație ilegală și contrabandă, a declarat la rândul său ministrul turc de interne, Sabatin Ozduk. Conservatorul Andrei Duda a câștigat cu 51,55% din voturi alegerile prezidențiale din Polonia, învingându-l pe președintele în exercițiu Bronislav Komorowski, care a obținut 48,45% din sufragii. Victoria sa a marcat un succes major pentru Partidul Lege și Justiție, aflat în opoziție. Victoria lui Andra Duda, un eurodeputat în vârstă de 43 de ani și un fost consilier juridic al fostului președinte conservator, marchează primul succes electoral major în decurs de aproape un deceniu pentru partidul său, Lege și Justiție, aflat în opoziție. Învinsul Bronislav Komorowski, în vârstă de 62 de ani, ales în funcția de președinte în iulie 2010, a fost susținut de Platforma Civică, o formațiune liberală aflată la putere în Polonia din 2007. Acum 15 zile, scrutinul prezidențial era considerat o formalitate pentru Komorowski, cu toate că președintele polonez în exercițiu a pierdut în mod surprinzător primul tur al alegerilor desfășurat la 10 mai. Chiar dacă funcția de președinte este în general onorifică în Polonia, acest rezultat transmite un avertisment serios guvernului, condus de Eva Kobach, care i-a succedat lui Donald Tusk, fără a trece testul unui scrutin. Alegeri parlamentare urmează să aibă loc la toamnă în Polonia. În acest context, Duda, care va fi investit în 6 august, încă nu a spus cu exactitate cum intenționează să aplice coabitarea care se anunță cel puțin peste câteva luni. El ar putea bloca mai multe inițiative sociale de inspirație liberală, precum un proiect de lege privind fecundarea in vitro, ar putea apropia președinția de Biserica Catolică și, de asemenea, ar putea promova o politică eurosceptică. În cursul dezbaterii televizate care a avut loc între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, el s-a angajat să reducă influența băncilor străine în Polonia și să privilegieze interesele naționale la nivel european. Polonia trebuie să se concentreze pe propriile interese, trebuie să ne protejăm valorile, a pledat el. După alegerea sa, bursa din Varșovia a scăzut luni cu 1,73%, Andrzej Duda părând mai puțin favorabil piețelor în comparație cu predecesorul său. Cred profund că putem să reconstruim comunitatea, sunt convins că putem să ne strângem la un loc, că putem să ameliorăm țara, a spus acesta duminică seara. În cursul precedentelor alegeri prezidențiale în iulie 2010, la câteva luni după moartea într-un accident aviatic a conservatorului, Bronislav Komorowski a câștigat cu 53% din voturi în fața lui Jaroslav Kanoji, fratele geamăn al președintelui defunct. Șeful statului în exercițiu nu a așteptat rezultatele oficiale pentru a-și recunoaște înfrângerea. Respect alegerea voastră, s-a adresat el polonezilor. Îi doresc adversarului meu un mandat plin de succes, a adăugat el. În Polonia, puterea este concentrată în mâinile premierului, dar președintele are inițiativă legislativă și drept de veto. De asemenea, el este comandantul forțelor armate și exercită influența asupra politicii externe. În acest context și-a construit Duda succesul. În plus, el a exploatat campania letargică pe care Komorowski, prea încrezător, a dus-o până în seara primului tur. Din punctul nostru de vedere, această alegere deschide calea unei victorii clare la alegerile legislative pentru PiS, a comentat numărul 2 al formațiunii conservatoare, Adam Lipinski. Acest mesaj a ajuns deja la guvern. Va trebui să ne punem întrebări dificile înainte de următoarele alegeri, a apreciat ministrul polonez de externe. Agenția pentru proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării a anunțat că a încheiat primele teste ale sistemului care ar putea amplasa arme cu laser pe drone sau avioane de luptă.
Conducătorii armatei americane susțin că armele au o putere fără precedent, iar acum sunt pe punctul de a începe testarea împotriva țintelor V la White Sands Missile Range, informează Namit High Energy Liquid Laser Area Defensive System. Sistemul va crea un laser suficient de mic pentru a fi montat pe un avion. Scopul programului este de a dezvolta un sistem cu armă cu laser de 150 de kW, care este de 10 ori mai mică și mai ușoară decât lasere curente de putere similară, permițând integrarea pe aeronave tactice pentru a ne apăra și contracara pericolele aflate la sol. Laserul HeDales este acum gata să fie pus la încercare împotriva unora dintre cele mai dificile amenințări tactice cu care soldații noștri se confruntă, a declarat Rich Bagnall, managerul de proiect al programului. Testarea la sol a laserului este așteptat să înceapă în această vară cu un efort comun depus de DARPA și Laboratorul de Cercetare a Forțelor Aeriene. După faza de testare pe teren, obiectivul este ca sistemul să fie pus la dispoziția serviciilor militare pentru testare și modificarea ulterioară a unor aspecte care nu funcționează așa cum trebuie, urmând ca după aceea armata să utilizeze propriu-zis sistemul în operațiuni militare. Vremea se mai îmblânzește în următoarele zile și ploile ne mai lasă în pace, dar amănunte despre starea vremii ne oferă acum Andreea Weiss. Miercuri vor fi înorări temporar accentuate și vor cădea ploi ce vor avea caracter de aversă, însoțite trecător de fenomene electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Aceștia se vor semnala pe spații extinse, cu deosebire ziua la munte, în vestul, nordul și centrul țării, regiuni unde valorile termice vor caracteriza o vreme răcoroasă. Joi vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar va fi răcoroasă în toate regiunile. Mai ales ziua vor fi înorări și vor cădea ploi, posibil cu caracter de aversă, pe arii restrânse la munte și în regiunile sudice și doar cu totul izolat în restul teritoriului. Vineri vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări trecătoare în estul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade, iar cele minime se vor încadra între 6 și 16 grade. La munte, vremea se va răci accentuat, devenind rece pentru această dată și se va ameliora treptat sub aspectul precipitațiilor. Pe arii extinse în cursul zilei și local noaptea se vor semnala averse, însoțite izolat de descărcări electrice. Rubrica Meteo se încheie aici, sunt Andreea Weiss, vă doresc o seară frumoasă, la revedere! În rubrica Sport aflați ultimele știri din fotbal, rugby și handbal. Baia Mare vrea campioni pe bandă rulantă și un singur club care să poarte numele legendarei Minaur. Municipalitatea intenționează înființarea unui club sportiv de drept public care va avea secții de handbal, basket, volei, lupte, popice, judo, atletism, box, caiacanoe, orientare turistică, înot, tir și fotbal. Noua entitate sportivă, denumită Clubul Sportiv Minaur, urma să preia palmaresul echipelor de handbal masculin și handbal feminin, dar și o mare parte din contractele sportivilor. Intenția va fi supusă aprobării în ședința Consiliului Local de miercuri. Dorința noastră este ca acest club să preia palmaresul celor două echipe, Minaur și HCV, să organizăm după toate rigorile acest club, să aduce oameni profesioniști pe fiecare secție în parte care se ocupe de aceste secții și să genereze performanță. Și bineînțeles că acest club sportiv va gestiona și bazele sportive în momentul în care Guvernul României va finaliza hotărârea de guvern și o va adopta pentru transferul bazelor sportive. Anunțul a fost făcut cu ocazia a două evenimente importante. HCM Baia Mare întâlnește CSM București în finala Ligii Naționale Feminine, în timp ce băieții de la Minaur joacă tot în ultimul act al competiției în compania echipei de băieți din capitală. Un moment important, istoric pentru sportul băimărean și pentru sportul românesc chiar, pentru că un oraș de provincie, așa cum le place bucureștenilor să spună, are toată șansa să câștige
și la băieți, și în stânga și în dreapta, absolut tot ce mișcă să fie câștigat de către Baia Mare. Meciurile se joacă în polivalenta Băimăreană. Daniel Stanciu a revenit la Timișoara pe postul de director sportiv la ACS Poli în locul lui Ioan Timofte, care a decis să renunțe. Decizia numirii a fost luată de conducerea clubului, dar și de reprezentanții Consiliului Local și Județean. Astăzi am bătut palma cu Poli Timișoara și de astăzi, de mâine, sunt manager sportiv. Pentru acest post au fost anunțate mai multe nume din fotbalul autohton. Stanciu revine după ce s-a despărțit de clubul Dinamo București. Eu cred că în România fotbalistică actuală, o echipă care are liniște, eu știu, o stabilitate financiară, o bună organizare a jocului, o pregătire fizică, eu cred că poate face performanță. Noul director sportiv promite transferuri importante în lotul de jucători pentru următorul sezon din Liga 1. Ne trebuie vreo 6-7-8 jucători cu experiență, jucători buni. Trebuie să vedem exact care este bugetul pentru noul sezon. Trebuie să stabilim întâi împreună cu stafful, cu toții și în special stafful tehnic, pe lotul, nucleul de jucători pe care se va baza în viitorul sezon și abia apoi putem să luăm decizii. Cu siguranță că mi-aș dori să aduc cât mai mulți jucători de la Târgu Mureș, pentru că sunt jucători de caracter, jucători valoroși, jucători care au mai demonstrat încă o dată că pot face performanța în România. Pentru următorul sezon, noul oficial promite un obiectiv îndrăzneț. E prematur să spun că în acest moment trebuie să intru foarte mult în toate dedesubte, toate amănuntele din club. În momentul de față pot să spun că de asta am și venit, ca prim obiectiv e să ne menținem în sezonul, la sfârșitul sezonului viitor în Liga 1. ACS Poli este promovată matematic în prima ligă, deși mai are de jucat două etape din eșalonul secund. RCM Timișoara a câștigat meciul din deplasare cu Dinamo București și conduce detașat în clasamentul Superligii Naționale de Rugby. După o confruntare dificilă în prima parte, timișorenii s-au impus cu 42-23, la pauză 17-16. Întâlnirea a contat pentru etapa a noua, penultima a sezonului regulat. În aceeași etapă, Știința Baia Mare a câștigat la Cluj cu 39-18, iar Steaua a fost învinsă acasă pe teren propriu de CSM București. În ultima etapă, RCM va juca la Timișoara cu Universitatea Cluj, iar băimărenii pe teren propriu cu Steaua. Progresul Pecica este echipa câștigătoare a campionatului județean Liga 4 Arad la fotbal, ediția 2014-2015, cu două etape înainte de încheierea sezonului. Echipa antrenată de Mihai Petcuț a învins în deplasare la Șiria formația satelită a clubului UTA cu scorul de 2-1 și are 8 puncte avans față de următoarea clasată Crișul Chișinău Criș. Au marcat pentru învingători Arsene și Dobrician, iar pentru gazde Burlă. Din acest an, barajul de promovare în Liga a 3-a se va juca tur-retur în 20 și 27 iunie, programul urmând să fie stabilit de către Federația Română de Fotbal. Național Sebiș a revenit spectaculos pe locul secund în clasamentul Serie a 4-a din Liga a 3-a, după victoria la scor obținută pe terenul formației satelită a grupării Pandurii Târgu Jiu. Jucătorii pregătiți de Adrian Abrudean au reușit să se impună cu 6-0 grație golurilor marcate de Călin, Poiană, Apostol, Radu, Neacșu și Digbeu. Național Sebiș a trecut în clasament de Becicherecu Mic după rezultatul de egalitate obținut de UTA pe terenul Bănățenilor, însă mai au de jucat în ultima etapă un meci dificil pe teren propriu cu Vulturii Lugoș. În caz că echipa încheie pe locul secund, sunt speranțe ca Naționalul să însoțească UTA în Liga a doua atunci când FRF va stabili componența al ligii. CSI-Neu a încheiat nedecis scor 1-1, ultimul meci susținut pe teren propriu în acest sezon cu formația Minerul Motru. Oaspeții au deschis scorul în minutul 13 prin Schinteie, egalarea fiind semnată de Georgiu în minutul 65. Echipa din Ineu rămâne pe o poziție de mijlocul clasamentului și va încheia campionatul la Turceni. Monitor.
Monitorul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la ora 21:30 la Monitorul de seară. Până atunci, toate cele bune și vizionare plăcută în continuare la Vest TV Regional.